Te salut! În acest episod îți prezint 5 simptome care pot indica o problemă la EGR-ul mașinii tale. După identificarea simptomelor, voi prezenta principalele defecțiuni și câteva sfaturi practice pentru a prelungi viața EGR-ului mașinii tale. EGR-ul are rolul să reducă noxele emise de motor prin recirculare parțială ale gazelor de eșapament în admisia motorului, și este folosit atât la motoarele pe benzină, cât și pe cele diesel. Noxele se generează atunci când combustibilul arde la temperaturi înalte, așadar, prin reintroducerea gazelor de evacuare, practic, se reduce temperatura de ardere din motor, reducând astfel și cantitatea de noxe. Și acum să identificăm principalele simptome. Aprinderea martorului check engine. Fiind vorba despre o componentă crucială în reducerea emisiilor poluante, șoferul trebuie înștiințat de faptul că sistemul nu mai funcționează în parametri. Bineînțeles, martorul de check engine se poate aprinde din mai multe motive, așadar, pentru a identifica problema, va trebui să scanăm mașina cu un aparat de diagnoză și să interpretăm codurile de eroare. Relantiul instabil. Pentru ca motorul să funcționeze corect, este nevoie de un amestec optim de combustibil și aer. Un EGR blocat pe deschis recirculă tot timpul gazele de evacuare în motor, fără să fie comandat de ECU. Așadar, amestecul aer-combustibil nu se mai poate controla corect, efectul fiind și mai evident la relantii. Turometrul fluctuează și motorul trepidează. Lipsa de putere al motorului. Apare când supapa EGR este blocată pe deschis. Cantitatea de aer măsurată de debitmetru nu este egală cu cantitatea reală de aer care intră efectiv în motor, luând în considerare și gazele de evacuare. Și în acest caz vorbim despre un amestec de aer combustibil necontrolat, prin urmare, motorul nu va funcționa la performanța normală, va da rateuri, misfires în engleză. La apăsarea pedalei de accelerație, motorul reacționează greu, tinde chiar să se oprească. Consumul crescut de combustibil. ECU încearcă să compenseze lipsa de putere al motorului prin injectarea unei cantități mai mari de combustibil. Bineînțeles, motorul nu va merge mai bine, dar va consuma mai mult. Combustibilul nears ajunge în eșapament și miroase a combustibil uneori chiar și în mașină. Deci vorbim despre o problemă periculoasă și pentru sănătatea noastră, nu numai pentru buzunar. Arderea prin detonație, efectul de knocking în engleză. Este un efect foarte periculos care în cazuri extreme poate rezulta în distrugerea fizică al motorului. În acest caz, supapa EGR este blocată pe închis și temperaturile din camera de ardere ating valori foarte mari, favorizând apariția detonațiilor prin autoaprinderea combustibilului. De cele mai multe ori, această simptomă se poate confirma și cu testerul, citind numărul detonațiilor stocate în ECU. Și acum să vedem de ce se defectează EGR-ul. Cauza cea mai des întâlnită reprezintă depunerile de carbon. Gazele de evacuare conțin funingine și particule care se depun atât în supapa EGR, cât și în admisia motorului. În cazuri extreme și deloc rare de altfel, depunerile de carbon blochează funcționarea corespunzătoare a EGR-ului, fie reduc secțiunea prin care trec gazele, fie obturează închiderea completă a supapei EGR. În primul caz, vorbim despre reducerea cantității gazelor recirculate și apare eroarea P0401, iar în al doilea caz, supapa rămâne deschisă și gazele de evacuare sunt tot timpul recirculate în admisie. O altă modalitate de defecțiune este spargerea membranei actuatorului EGR, asta în cazul modelelor mai vechi, sau defectarea actuatorului electric în cazul modelelor mai moderne. În acest caz, ECU nu poate comanda funcționarea supapei EGR și va seta un cod de eroare, de exemplu P0403. Motoarele moderne sunt prevăzute și cu un răcitor de EGR. Scopul este să reducă și mai mult temperatura gazelor de evacuare,
înainte ca acestea să fie recirculate în motor. Această soluție reduce și mai mult cantitatea noxelor în gazele de evacuare. Temperatura din răcitorul de gaze este controlată prin intermediul lichidului de răcire al motorului. Așadar, răcitorul de gaze poate să fie o componentă problematică, deoarece și aici depunerile de carbon pot obtura trecerea gazelor de eșapament, rezultând în funcționarea incorrectă a sistemului. Cum poți preveni defecțiunile EGR-ului? Și în acest caz, întreținerea și exploatarea corectă sunt foarte importante. Evită mersul subturat. Mersul subturat favorizează apariția depunerilor de carbon cu efectele deja prezentate. Înlocuiește din timp uleiul și folosește doar tipul de ulei recomandat de producător. Soluționează problemele tehnice care duc la consum de ulei. Uleiul ars în motor favorizează apariția depunerilor de carbon. În ciuda acestor sfaturi, depunerile de carbon vor apărea în timp, așadar, periodic, EGR-ul și toată admisia trebuie curățate de depuneri. Prin aceste metode poți prelungi semnificativ viața EGR-ului la mașina ta. Având în vedere că EGR-ul este o componentă destul de problematică la mașini, mulți recurg la anularea lui. Personal, nu recomand acest lucru. EGR-ul are un rol foarte important în reducerea emisiilor poluante. Mai degrabă, recomand să întreținem corect mașina și astfel reducem semnificativ riscul defecțiunilor tehnice. Sper că ți-a fost de folos acest videoclip, te invit să dai un like și să te înscrii pe canalul meu. Dacă ai o întrebare tehnică, te invit să o scrii în secțiunea de comentarii și voi răspunde în cel mai scurt timp posibil. Mulțumesc și până data viitoare, drumuri bune!